Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Actualitatea Someșană. Sunt Ioana Jeler. În această seară, invitatul meu este directorul Spitalului Municipal Dej, managerul Spitalului Municipal Dej, doctorul Mihai Pandrea, medic primar chirurg. Bună seara, domnule Pandrea, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit, bună seara tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația de a veni să spunem oarecum în această emisiune, ultima dintr-un șir, deoarece de săptămâna viitoare vom intra clar într-un șir de emisiuni dedicate campaniei electorale. Și mai mult de atât, mi-am dorit și am dorit să fiți prezent în studioul Someș TV, pentru că în această lună Spitalul Municipal Dej aniversează 150 de ani. Este un moment unic, un moment pe care va fi marcat așa cum se cuvine la momentul respectiv, undeva spre sfârșitul lunii, mai precis pe data de 24 și 25 mai, dar vom discuta pe parcursul acestei emisiuni și am vrut să discutăm și despre acest aspect. Ultima dumneavoastră prezență, domnule Pandrea, la studioul Someș TV a fost pe data de 21 decembrie anului 2011. A trecut ceva timp de când nu am mai discutat despre ceea ce s-a mai făcut în Spitalul Municipal, deci știm foarte clar și din cadrul știrilor Someș TV. Recent a fost inaugurat ambulatorul Spitalului Municipal, deci avem și noi imagini de acolo, imagini filmate de către colegul meu Gabi Săftoiu, dar la momentul respectiv vom discuta pe imagini pentru a-i face pe telespectatori să pătrundă, să spunem, cei care n-au ajuns acolo, să vadă care este situația. Ce s-a mai întâmplat, domnule Pandrea, în 4 luni de când nu ne-am întâlnit la Someș TV? Pot să zic că s-au întâmplat multe lucruri și eu cred că sunt lucruri bune, lucrurile care s-au întâmplat la Spitalul Municipal din Dej. Am inaugurat pe lângă acest ambulatoriu de specialitate, ambulatoriu integrat al Spitalului Municipal Dej, proiect care a fost împreună cu primăria pe fonduri europene. Am inaugurat și compartimentul de gastroenterologie, 10 paturi. Funcționează, este plin. În fiecare zi se fac gastroscopii și colonoscopii. Doctorița Ceacani folosește aparatura la maximum. Așa, apoi suntem în curs de finalizare cu compartimentul de recuperare 8 paturi, care va fi mutat în locație nouă. Practic, acolo suntem la faza de aranjat mobilierul și făcut curățenie. Cu ocazia celor 150 de ani de Spital Municipal Dej, de servicii de sănătate oferite de Spitalul Municipal Dej în slujba oamenilor de 150 de ani, vom inaugura și acest compartiment și am toată speranța și sper, se va vedea și din imagini, să putem să deschidem noua secție de terapie intensivă a Spitalului Municipal Dej, complet refăcută și după ordinul 1500 cu terapiile intensive. Deci Dejul va avea 15 paturi moderne de terapie intensivă dotate și... Dacă e să dăm puțin timpul în urmă, să venim de acolo de unde dumneavoastră, actuala conducerea Spitalului Municipal Dej, ați început în urmă cu câțiva ani patru și jumătate. Aceste modernizări în Spitalul Municipal Dej. Dacă e să vorbim până în momentul de față, despre ce vorbim în Spitalul Municipal Dej? Vorbim de secția de psihiatrie, 75 de paturi, renovată complet. Vorbim de secția de ginecologie, renovată complet, 25 de paturi, 100. De compartimentul de nou-născuți, încă 10 paturi, complet, 110. Vorbim de secția de pediatrie, încă 20 de paturi. Vorbim de compartimentul de gastroenterologie, încă 10 paturi. Vorbim de compartimentul de recuperare, 8 paturi, și vorbim de secția de terapie intensivă, 25 de paturi. Practic, am trecut puțin despre mai mult de jumătate din paturile din spital, deci care au fost refăcute complet și condițiile sunt mult peste ceea ce era înainte și mult peste ce oferă multe alte spitale din țară, din județ și așa mai departe. Să aibă această... Pe lângă secții și compartimente, nu ne-am rezumat doar la atâta, deci am refăcut complet și laboratorul, da? Laboratorul a fost refăcut complet și acreditat RENAR. Blocul alimentar s-a refăcut
Și cum o să se vadă din imagine, avem și o clădire care este fostă spălătorie veche, o spălătorie veche, când acum 10-15 ani era spălătoria acolo. Era o clădire dezafectată care stătea și am început să o refacem și pe aceea și va avea ca destinație arhiva spitalului, care actualmente este, nu corespund condițiile de depozitare a documentelor. Și acolo va fi arhiva spitalului și secția de ergoterapie. Deci unde vor merge pacienții internați la secția de psihiatrie să facă terapie ocupațională. Toate acestea au legătură pentru că vă doriți creșterea în grad a Spitalului Municipal Dej sau pur și simplu este nevoie ca tot ceea ce se realizează acum să fie făcut? Noi ca și clasificare suntem mult mai aproape de gradul 3 decât gradul 4. Însă în clasificarea asta care au făcut-o, cei care au făcut-o, sperăm că acum poate și scăpăm de ea, nu știu, să vedem ce va fi, pentru că nu suntem noi singurul spital nemulțumit de această clasificare în care am fost puși după niște criterii, cineva le-a scris pe o hârtie și hai să clasificăm spitalele. Eu sper să se revină asupra ei. Oricum, noi suntem mult mai aproape de categoria 3-a ca și spital decât de categoria 4-a. Deci, pentru că în 4 sunt băgate majoritatea spitalelor din țară. Deci în 3 și în 4. În 3 intră județene, vreo 30 și ceva în toată țara, spitale județene, cum ar fi și cel din vecin, din Bistrița, din Sălaj, din... sunt de gradul 3 și apoi pe noi ne-au băgat cele, cum erau înainte, municipalele și orășeneștele, în gradul 4. Noi suntem ca și structură, ca și secții, compartimente, dotare și așa mai departe, suntem mult mai aproape de gradul 3. Am făcut memorii peste tot, am discutat cu foarte mulți oameni, inclusiv la minister. Așteptăm răspunsuri, să vedem ce se întâmplă. Rămâne această clasificare și ne dau un termen de conformare să putem merge în 3 și apoi să respectăm acele termene de conformare sau... Dacă foarte mulți vor fi nemulțumiți, există posibilitatea probabil să anuleze această automat, clasificare. Automat, dacă ați ajunge în gradul 3, ritmul de lucru sau sistemul de lucru s-ar schimba? Ar trebui să se schimbe? De... Sau despre ce nu, e vorba? Nu se schimbă ritmul de lucru. Sau, bine, vorbim vorba de gărți, Se schimbă finanțarea. Deci, practic, această clasificare, când a fost făcută, a fost făcută pentru a tăia din bugetele spitalelor. Practic, a mai lua, printr-o altă modalitate, din banii care mergeau spre spitale și la cele de gradul 3 este numai un 7% din bugetul, s-a tăiat din bugetul inițial. Clasificarea în gradul 4 a însemnat cu 15% buget mai mic al spitalului. Deci atâta tot că vom reveni la o finanțare un pic mai bună și vom putea sufla mai ușor. Dar numărul pacienților sau celor care beneficiază de serviciile Spitalului Municipal Dej, cum este? În creștere. Spitalul este plin și am rămas foarte surprins, inclusiv în perioada de sărbători de Paște am avut foarte mulți pacienți, aproape 200, pe 348 de paturi, au rămas internați în perioada de sărbători în spital. În rest, astăzi eram cu 350 de pacienți internați pe 348 de paturi. Deci suntem plin. Acesta este un lucru bun. S-a mai întâmplat să fie tot timpul în ultimii ani, de vreo 3-4 ani încoace, suntem tot pe o linie ascendentă, o pantă ascendentă a creșterii numărului de pacienți tratați. Vă spun, undeva se apropie de 17.500 de pacienți pe an, deja luând în considerare spitalizările continue și spitalizările de zi. Dacă e să revenim la ceea ce s-a făcut în Spitalul Municipal Dej, automat s-au pus la punct și s-au renovat toate secțiile pe care le-ați amintit dumneavoastră. E, pentru a ajunge ca ele să fie finalizate a fost nevoie de bani. De unde ați reușit să trageți fonduri? De unde ați reușit să faceți rost de bani? Inițial ne-am descurcat pe bugetul spitalului, apoi de 2 ani încoace primim și de la Consiliul Local, din momentul în care spitalul a fost predat de la minister în administrarea Consiliului Local și a primăriei, primim de la bugetul local o sumă de bani, iar această sumă de la bugetul local noi o folosim strict pentru a reface condițiile. Deci acolo putem să o folosim.
și cu, aia, cu banii aceia refacem condițiile hoteliere. Pentru când am mai achiziționat aparatură mai scumpă de care aveam nevoie, acel laparoscop l-am luat pe veniturile proprii făcute de spital, că noi mai realizăm și niște venituri proprii. Și ce, când am mai rămas în buget sume de bani pe care le-am putut utiliza, cu acelea am făcut laboratorul și pediatria și alte. Deci, cam acestea sunt sursele noastre să de bani. Să înțeleg că preconizează sau vă doriți ca toate secțiile sau tot spitalul, să spunem, să ajungă la nivel, da, la care este secția de, de care vorbesc noastră, recuperări, maternitate, da, ginecologie. Păi, mergem, deci... mergem le luăm pe rând, v-am spus, în funcție de posibilitățile de coloanele care sunt foarte vechi, de instalațiile tehnico-sanitare. Se schimbă absolut tot. Deci, instalațiile electrice, totul este din 1977. Instalațiile sanitare, căldura, absolut tot. Când facem la un compartiment sau o secție, este vorba de o renovare capitală. Deci, după ce se schimbă toate aceste coloane și se tot, și nu se poate schimba doar pe un etaj. Când mergem cu ele, trebuie tragem până sus toate etajele și apoi se recompartimentează totul, deci se micșorează saloane, se fac toalete în plus, pentru că știți, era sistemul acela de pe vremea comuniștilor cu o toaletă la capătul unui hol de 50 de metri și bieții pacienți până ajung la ea, mai ales cei operați și ăsta, erau total impropriu și necivilizat. Acum facem saloane cu paturi mai puține, cu un spațiu mai mare pe cap de pat și cu mult mai multe toalete. Și atunci deja se schimbă toate condițiile. Folosim niște materiale moderne, acele tarcheturi, acel tarchet și tapet de perete sunt niște materiale care se pot dezinfecta ușor, se pot curăța ușor și antimicrobiene. Și vedeți, am cumpărat și cărucioare de curățenie și încercăm să ținem să fie cât mai curat. Spuneați la un moment dat că numărul pacienților în Spitalul Municipal Dej este în continuă creștere. Care credeți că ar fi cauza? Faptul că serviciile și totul în Spitalul Municipal Dej s-a îmbunătățit sau și faptul că sărăcia și cazurile ajung tot mai grave? Vreau să cred că, în primul rând, populația, că am reușit să schimbăm imaginea spitalului, să creăm o altfel de imagine, că oamenii au prins încredere în ceea ce poate oferi Spitalul Municipal din Dej, pentru că nu se poate compara cu ceea ce exista acum 5 ani în spital. Deci nu există teme de comparație. S-a achiziționat foarte multă aparatură. Avem aparatură modernă, scumpă. Avem medici care știu să o folosească. Practic avem acoperite toate secțiile și compartimentele cu medici primari. Și foarte puțini specialiști mai avem. Deci v-am mai spus, asta înseamnă nivel maxim de pregătire pentru un medic. Înseamnă după specialitate a mai lucrat 5 ani și abia după 5 ani poate să-și dea primariatul. Majoritatea medicilor sunt medici primari, sunt acoperite toate secțiile și compartimentele cu medici. La oftalmologie am avut o pauză, dar acum avem concursul și o doamnă doctor s-a înscris. În urmare, în curând redeschidem și compartimentul de oftalmologie. Deci acolo am mai angajat între timp. În decembrie, domnul doctor care lucra la oftalmologie și-a dat demisia și a plecat în privat. Pentru că a considerat că este mai bine plătit, a mers în Sibiu, s-a mutat în Sibiu. Și acum am făcut demersurile, între timp am făcut demersurile la minister peste tot și avem o doamnă doctor care vine să dea concurs. Eu sper să-l iaie și să putem deschide rapid compartimentul respectiv. Deci, practic, luna asta, pe final, sau chiar de la începutul lunii, maxim, o să avem din nou și servicii pe oftalmologie. Cu program normal, așa cum trebuie să fie. Da, în secție, da. Deci, deci pe secție. Cu posibilitatea de a efectua și intervenții chirurgicale și să lucreze doamna doctor, că va putea să lucreze atât cât va dori. Deci fiecare medic lucrează cât poate și profesional. Deci n-am obstrucționat, din contră, am încurajat munca tot timpul. Am încurajat medicii să lucreze.
Dumneavoastră spuneați că, deci, categoric, numărul pacienților a crescut din cauza și din cauza încrederii și a imaginii și a tot ceea ce s-a... Deci, știți cum e? S-a fost tot, în perioada asta, tot felul de măsuri din astea de precesiune, li s-au spus, nu? De austeritate. De... Și oamenii au pierdut la salarii, au pierdut slujbe, au pierdut o mulțime de lucruri. Și spitalul rămâne ca o speranță pentru ei. Și atunci ei vin. Poate sunt și unii care nu-și permit să-și cumpere medicamente. Există și această categorie care vine și încercăm să-i ajutăm la spital. Din fericire, în toată această perioadă s-au găsit medicamente și avem medicamente cu ce să tratăm pacienții. Farmacia spitalului a fost aproape în permanență plină. Asta ar fi un alt motiv. Un alt motiv este pentru că în zonă există foarte multă populație îmbătrânită și în satele și comunele din jur și numărul de boli crește odată cu vârsta și avem foarte mulți pacienți în vârstă. Apoi mai sunt și, trebuie să recunosc că mai sunt și cazuri sociale care au nevoie și nu putem să îi lăsăm pe stradă, indiferent, nu putem să facem așa ceva. Și atunci încercăm pe fiecare să-i mai ajutăm până mai îi reușim. Sunt mulți care au fost ajutați de la spital, avem două asistente sociale și care fac treabă bună și am reușit să le găsim cămine în final, să poată fi duși la cămine. Și ce se întâmplă cămine chiar cu acei oameni, sau mai știu. Acele cazuri sociale, acei oameni fără un acoperiș deasupra capului, care categoric nu au plătit. V-am zis, o perioadă îi ținem la noi, îi ajutăm, îi punem pe picioare, îi tratăm, îi punem pe picioare și după care le găsim un loc într-un cămin sau un azil. Încercați dumneavoastră de acolo, din spital? Încercăm, le facem, v-am spus, sunt asistentele sociale, ele se ocupă de documentație, iau legătura cu conducerile de acolo, alcătuiesc dosarele respective și de multe ori reușim să îi ajutăm. În atribuțiile dumneavoastră acest lucru sau e și în atribuțiile spitalului acest aspect? Nu intră neapărat în atribuții, în atribuțiile de umanitate, de a fi oameni, atâta tot. Noi luăm și o scurtă pauză acum, după care vom reveni cu acele imagini despre care vorbeam la începutul acestei emisiuni. Vă aștept și la telefon de 1272. Rămâneți cu noi! Continuăm emisiunea Actualitatea Someșeamă. Invitatul meu din această seară, managerul Spitalului Municipal de Dej, doctorul Mihai Pandra, medic, primar, chirurg. Spuneam în prima parte a emisiunii că avem pregătit și un filmuleț cu imagini de la Spitalul Municipal de Dej, mai precis ambulatorul Spitalului Municipal de Dej. Mai avem și alte imagini, sunt imagini filmate de colegul meu, Gabriel Săptoiu. Așadar, am să rog colegii din regie să ne pregătească filmulețul și am să vă rog să comentați pe filmuleț pentru ca telespectatorii să vadă exact ce este acolo. Așa e mai bine, să vadă lumea. Aici așa, haideți să ne oprim așa. Am să rog colegii să dea stop pe imagine ca să... Da, acesta este un aparat pentru operații de varice cu laser endovenos. Însă numai de luna viitoare începem să lucrăm cu el, pentru că acum urmează să ne facem perfecționarea, trebuie să mergem în București. E un laser endovenos. Cu asta se vor putea opera la Dej în curând varicele. E un lucru foarte bun. Deci aparatul laser, există, da. aparatul există, venit, iată, dovada. Noi am discutat deja la București, urmează să mergem la București și să îi dăm drumul să operăm cu el. Se poate merge mai departe cu imaginile. Deci, așadar, aici... Așa, ăsta este ambulatoriul care l-am inaugurat. Este cabinetul de chirurgie, masă de operații nouă, cu lampă, cu masă ginecologică nouă. Practic, ambulatorul a fost echipat complet, absolut totul nou. Așa, avem și baremuri. Și v-am spus, avem și, din fericire, avem și ce să punem în ele. Avem medicamente, avem materiale sanitare. Vedeți, totul, absolut totul a fost, inclusiv instrumentar, casolete, avem și dezinfectanți. Și deja se folosește, se apelează la acest ambulatoriu, se lucrează în el. Să se vadă pe imagine că se lucrează. Asta l-a luat atât de aproape. Da, să lăsăm imaginea așa puțin să curgă, să vedem, să ne facem.
Așa, când dă de mai departe. Așa. Acum mai poate. Mai, hai să mai lăsăm puțin să curgă imaginile. Așa, este videocolonoscop și videogastroscop pe cabinetul de gastroenterologie. Cu acesta se fac practic gastroscopiile și colonoscopiile. Sunt acele tuburi video care se introduc în stomac pentru a se vedea patologie gastrică, tumori, polipi, gastrite, ulcere și așa mai departe, și pe partea de jos videocolonoscop, deci practic tot pentru a se descoperi tumori de intestin gros și patologie inflamatorie sau ce mai este pe la intestinul gros. Da. Așa. Ambulatorul este, aici este un aparat EKG nou, tot la ambulator, deci practic este partea de investigații. Probe ventilatorii pentru pacienții de pe secția de și pentru pacienții care au probleme respiratorii și așa. Această aparatură este tot electronică și aparține tot de pentru probe ventilatorii. Deci, Este foarte interesant și este un lucru foarte bun ceea ce se întâmplă acolo. Da, ăsta este un aspirator. Din coace este pentru dermatologie, vedeți microscop, și este un video dermatoscop pe care îl folosește doamna doctor Breazu la dermatologie. Deci pentru a explora și a tot felul de afecțiuni cutanate, ale pielii și afecțiuni cutanate. Așa, cabine de dermă, v-am spus. Aceasta este, îi spune, o să vedeți, e ca o cabină de cu lămpi. Vedeți, ca și o cabină de, ca o sală de duș ar fi, dar este practic tot de dermatologie. Ține, zice, un aparat de puvaterapie, deci pentru afecțiuni cutanate, pentru vitiligo și... așa. Să vedem, da. Vedeți, este cu ultraviolete, cam așa arată. Deci încape un om stând în picioare în el. Până la inaugurarea ambulatorului, acest gen de aparate acesta și endolaserul venos nu existau. În rest, videogastroscop și videocolonoscop exista. Și mai aveam și de probe ventilatorii, deci noi avem și pe secție. Deci practic acum avem și pe secții și astea sunt pentru ambulator. Deci aici vine pacientul în ambulator și face investigațiile respective. Nu este obligatoriu să... Acesta este un cărucior de curățenie. Nu este obligatoriu ca bolnavul să fie internat. Vine cu biletele de la medicii de familie și își efectuează în ambulatoriu investigațiile. Înțelegeți? Bun, să mergem cu imaginile. Se poate merge mai departe. Deci, așa, aceasta este o mașină de spălat instrumente. Nici dintre asta nu aveam înainte în spital. E o mașină în care se spală instrumentarul. Se spală și apoi merge la sterilizat. Are și un sistem pe care se pot agăța papucii de spital și se pot spăla inclusiv saboții și așa mai departe. Aceasta este o stație de sterilizare la etilenoxid pentru a putea steriliza la etilenoxid, se poate steriliza și material moale. Acolo era foarte interesant. Deci asta este este deja cabinetul de ginecologie. Practic este un videocolposcop. Deci acela ce vedeți acolo este un videocolposcop. Cu el se examinează colul uterin. Știți că sunt atâtea probleme la colul uterin și vedeți și masă de examinare nouă-nouță. Au absolut tot ce le trebuie în ambulatoriu de ginecologie. Deci, practic, rămânem sus pe secție numai cu partea de tratamente și intervenții chirurgicale mari, cezariane și alte operații. Asta este altă masă, tot la ginecologie. Și acesta este un ecograf 4D. Un ecograf 4D. Până acum n-a mai fost. 4D n-aveam în spital. Numai 3D-uri am avut până acum. Asta este un ecograf 4D. Pe cabinetul de ginecologie, unde proaspetele mămici poate să vadă cum se dezvoltă sarcina în toate dimensiunile. Da? Deci un ecograf 4D. Iar acestea sunt două paturi. Avem acolo jos la cabinetul de ginecologie, unde se pot face avorturile și după pacienta să stea și... Cu care să... Deci, da.
Tot a fost refăcut, a fost refăcut complet. Dar știți, aici, pe vremuri, era conducerea, fosta conducere, deci aici erau birourile. S-a renovat complet. Știți că administrația spitalului a fost mutată. Vedeți că se vede din imagini. Imaginile sunt de astăzi și lumea vine, v-am spus, e plin și la ambulatoriu deja. Deci lumea vine. Așa. Acesta este la bloc operator, un aparat care prepară apă sterilă. Deci avem și la ginecologie și la chirurgie sus. Iar acesta ce se vede acum în imagine este un cistoscop și rezectoscop. Se folosește pentru a explora vezica urinară și pentru a face operații de adenom de prostată, rezecțiile transuretrale, deci nu acelea clasice deschise, ci endoscopic. Iar acesta de aici este aparatul pe care îl folosim noi, chirurgia, acel aparat pe care l-am mai prezentat odată, laparoscopul, cu care efectuăm operațiile pe vezica biliară și eu sper că în curând să facem și operații ginecologice, facem multe cu el. Așa. Astea sunt imagini, sala de operație, aparatul de anestezie. Deci așa este sala de operație, da? La Spitalul Municipal Dej. Da, asta e sala de operație de la Spitalul Municipal Dej. Masa nouă, lampă nouă, electrocauter nou. Deci noi în sensul că deja au un an jumate, doi. Sunt noi, practic, încă sunt în garanție. Nu. Și aici, iar aici se lucrează, aici va fi noua secție de terapie intensivă. Vedeți că la fiecare pat, conform ordinului, avem câte 12 prize, avem tras aer, avem tras aspirație cu vid la fiecare pat. Este, toată secția va fi climatizată, fiind la ultimul etaj unde e căldură foarte mare. Uitați-vă, are instalație de climă. Așa, materiale moderne și spațiu mare, va fi extrem de luminoase și aerisită cu celule, cu puncte de lucru. Deci asistentele vor sta între pacienți. Dincoace deja este compartimentul de recuperare, care, v-am spus, suntem la faza de aranjat mobilierul, tocmai a sosit mobilierul și de făcut curățenie. Mai trebuie. Deci sperăm ca pe 150 de ani de spital, deci în data de 25, să putem să invităm pe toți oaspeții să le vadă, iar din data de 26 să și le folosim la capacitate maximă, să le umplem. Deci vorbim de secția de recuperare. Da. De viitor, adică secția de recuperare... Absolut totul e nou, vedeți, inclusiv mobiliar. Deci noi când luăm o treabă de la un capăt și o ducem până la celălalt, cu absolut tot. Deci, v-am spus, de la instalații tehnico-sanitare... Și aici câte paturi sunt? 10. Nu, câte sunt într-o cameră? 3, maximul 3. 3, 2, maxim 3. Vedeți, fiecare la 3 paturi, da, la 3 paturi, o toaletă, duș și separat, da? Deci așa arată o baie. Inclusiv în baie am folosit acest archet. Toate saloanele sunt semnalizate cu sonerii și așa mai departe. Înainte erau defecte, stricate. Bun, imaginile merg foarte repede. Aici este compartimentul de gastroenterologie, cele 10 paturi, este compartimentul unde se efectuează deja. Ăsta este alt videocolonoscop și videogastroscopul. Câte care efectuează. Două acum, da, unul în ambulator și unul pe secție. Deci două gastroscopii și două videocolonoscopii. Vă spun că nu multe spitale au. Sunt spitale de Italia și de dimensiunea spitalului, deci foarte multe spitale din țara asta care n-au nici gastroscop, nici colonoscop. De laparoscop nici vorbă. Deci acesta este videocolonoscopul și videogastroscopul și doamna doctor face cam 3-4 pe zi. Vedeți, ăsta e compartimentul de gastro care i-am dat drumul să funcționeze. Nici n-am mai... Aici am dat pur și simplu drumul să meargă. N-am mai tăiat nicio panică, după aia e prea des și nu vrem numai să tăiem. Și vedeți, sunt 4 paturi și aceasta este intrarea, intrarea spitalului. Și aici am lucrat, s-a schimbat tot, absolut tot și vedeți, am pus o ușă civilizată cu senzori. Încercăm să... Și intrarea principală la urgență. Am separat circuitele, da?
Pe aici aceasta a devenit intrarea pentru pacienți și pentru aparținători, da? Pentru cei care vin și iar dincolo pe se merge la urgență. Deci merge doar ambulanța și Foarte... Arată altcumva. Arată într-adevăr altă... Iar aici este o imagine, asta e o imagine de ansamblu. Practic pe corpul ăsta am încheiat cu tâmplăria PVC. Deci practic toate etajele de sus până jos, inclusiv la exterior, mai avem de făcut și paleții la interior la ăsta, dar e gata, este toată tâmplăria. Și am trecut cu tâmplăria deci, la clădirea veche, în care funcționează secția de pneumologie, derma, ofta, oreleu. Am mers inclusiv pe acea clădire. Este din interiorul curții. Deci, practic am reușit să izolăm și termic și fonic. Da? Vedeți, acolo la parter este ambulatorul, tot este și el cu aer dotat, cu toate cabinetele sunt cu aer condiționat. Bun. Am pus și la clădirea veche deja tâmplăria, nici nu se mai putea, vă dați seama că acea clădire este din 1917, parcă, și așa, astea sunt, așa arată aleile în spital acum, cu acces, acces posibil de la ambulanță, se vede pe fundal în spate psihiatria, acces posibil de la ambulanță și... Lucru care nu era posibil nu înainte? Nu era posibil înainte, nu aveam acces. Deci, practic, nici la secția de psihiatrie nu aveam acces cu mașină, nu se putea intra cu ambulanța. Și o secție mare cu un flux foarte mare de pacienți. Iar asta este opera pacienților de la psihiatrie. Dânsii s-au organizat și asta e un fel de ergoterapie. Dânsii s-au organizat și au mers la primărie, au adus panseluțe și și-au făcut în fața secției, așa arată, dânsii au lucrat pacienții. Toată curtea este făcută așa. Aici? Ce vedeți aici este acea fostă spălătorie de care v-am spus și o clădire care era lăsată dărăpânată și în paragină, nefolosită, antică și de demult, și care anul trecut am reușit să-i facem acoperișul și să o punem, să o lăsăm să se usuce, că era plină de igrasie și așa mai departe. I s-au pus și geamurile și acum se lucrează la ea. Va fi, v-am spus, arhiva, o parte arhiva și o parte ergoterapie. Iar asta este de-a dreptul o mândrie. În sfârșit nu mai vedem gunoaiele. Deci aceasta este bena de gunoi, făcută de către muncitorii și angajații Spitalului Municipal din Dej. Cu forțe proprii, deci... Băieții angajați la noi la spital au făcut-o. Se vede clădirea aceea, deci asta e, care va deveni arhiva. Aici vom muta toată arhiva spitalului, geamuri securizate, bineînțeles. Și... Domnule Pandrea, văzând aceste imagini, nu puteam să nu mă gândesc că spuneam la un moment dat că a început în urmă cu ceva timp. Vorbim în ani de câți? Dacă e să luăm tot ceea ce am văzut, ce am vizionat acum, de când s-au început efectiv aceste lucrări? Păi, noi am început de acum 4 ani. Deci de acum 4 ani ați început, realizat da. Tot ceea ce am prezentat, să spunem, acest filmuleț. Și mai ales acum, în ultimii 2 jumătate. Da, de 4 ani s-a început. Practic, secția de psihiatrie era începută chiar mai de demult. Deci cu ea s-a început atunci. Iar s-a continuat apoi, acum 2 ani și jumătate s-a dat ginecologia în funcție și de atunci am început să meargă toate, să se intre oarecum în normal, deci să curgă. Am o curiozitate, bine, vă întreb, în momentul în care vedeți și am văzut toate aceste imagini, ca și managerul acestui spital, ce simțiți? Nu se poate să nu aveți acea oarecare mândrie, o împlinire, că... S-au reușit toate aceste lucrări într-un timp, spun eu, foarte scurt. Bineînțeles că ai o satisfacție când vezi că se întâmplă astfel de lucruri. Însă, v-am spus, eu nu mi-asum asta personal și nu este numai meritul meu. V-am mai spus și de fiecare dată am să repet că am o echipă în spate și echipa respectivă lucrează. Echipa respectivă se numește conducerea, da? Directorul medical, directoarea financiară, asistenta șefă,
conducerea de la resurse umane, juristul, contabilitatea, absolut, administrativul, subinginerul, apoi urmează tot colectivul de medici, da, care tratează pacienții, urmează asistentele, muncitorii, v-ați văzut, fiecare își are rolul lui, acea benă de gunoi în care colectăm selectiv, într-o parte avem organicele, într-o parte peturi și mai știu eu ce, hârtie și sticlă, a fost făcută de muncitorii angajați ai spitalului. Dar nu vă scapă nimic ce, mai ce se întâmplă acolo. Păi nu are cum să ne scape. Că, știți cum e? Chiar e foarte mult de lucru, chiar circulă foarte multă lume prin spital și din păcate se mai întâmplă și evenimente neplăcute. Și nu pot să... Nici, dar camera de supraveghere noi, la ceva? Noi o să discutăm și despre ele imediat. Noi încercăm să facem, ideea e ca oamenii să-și păstreze. Să încerce să păstreze. Că dacă facem, facem pentru ei. Și spitalul e un bun public, e un bun a tuturor. Deci oamenii trebuie să învețe să, că la spital când se duc să aibă și dânsi o conduită civilizată. Noi încercăm cât putem și totdeauna am atras atenția și personalului și absolut toată lumea. Noi nu. Oboseală, munca e multă, personalul din ce în ce mai puțin. În afară de faptul că se tot discută, că facem angajări, că nu știu ce, nu s-au făcut, nu s-a deblocat niciun post încă, oamenii cu care lucrăm sunt din ce în ce mai puțini, volumul de muncă crește, tensiunea e mai mare, nervii sunt întinși la maxim și câteodată mai cedează. Întotdeauna am încercat să aplanez conflictele, dacă au fost reclamații, am încercat să răspundem la ele, deci oamenii își primesc și au primit acasă răspunsuri la reclamații, pentru că nu totul e roz și cu fluturași albaștri, n-are cum să fie. Rugămintea mea e ca oamenii să păstreze. Am format acele alei pentru că am pus niște bănci foarte frumoase acolo și între ele am pus coșuri de gunoi. Ori nu înțeleg de ce oamenii vin, stau pe bănci, fumează și aruncă tot lângă coșul de gunoi, că numai trebuie să întindă mâna și să pună mucul de țigară în coșul de gunoi. Atât. Și tot pe jos îl aruncă. Bun, și care ar fi acele nemulțumiri, domnule Bandra, care vin de În primul rând că în spital nu-i voie să se fumeze. Deci noi n-am vrut să fim răi să mergem să aplicăm amenzi pentru fumat, mă înțelegeți? N-am trecut la astfel de măsuri, că există și măsuri din astea. Dar am pus peste tot coșul de gunoi, am dublat numărul de coșuri de gunoi din spital, din curtea spitalului de peste tot, mă înțelegeți? Și avem și noi așteptări de la oameni, mă înțelegeți? Că practic spitalul e a tuturor și cu cât se întreține mai bine de către toți, cu atâta. Nu, sunt și pacienți, v-am arătat, sunt pacienți, ați văzut, pe cei de la psihiatrie, ați văzut ce au făcut acolo. Da. Dar nemulțumirile oamenilor, spuneați că trimiteți acele răspunsuri, adrese, pentru că sunt acele nemulțumiri. Bineînțeles, dacă am o reclamație... Și cam care ar fi ele, să spunem? Dați-ne un exemplu. Cele mai multe nemulțumiri ale aparținătorilor și ale pacienților, în general, sunt de la limbajul folosit, majoritatea, de la limbajul folosit de către personal. Ori de către medici, ori de către asistente, ori de către infirmieri. Cam acestea sunt cele mai multe. Dar pot să le număr pe degete, să știți că sunt mult mai puține ca înainte. Iar noi luăm din nou o scurtă pauză, după care revenim, rămâneți cu noi. Suntem din nou împreună în ultima parte a emisiunii Actualitatea Someșana. Invitatul meu de astăzi, managerul Spitalului Municipal Dej, doctorul Mihai Pandrea. Domnule Pandrea, înainte de pauză, ați amintit, adică am amintit de camerele de supraveghere. Care este situația? S-a mai îmbunătățit? Ce s-a observat odată ce aceste camere au fost montate? S-a observat ce nu se observa înainte și acele camere n-au fost puse practic să prindem infractori sau să, pentru supraveghere, supravegherea personală, sunt puse în primul rând pentru cum să vă spun, dacă sunt situații, ați văzut că se întâmplă situații mai deosebite, totuși acele camere sunt pentru protecție, mai mult pentru protecția personalului, pentru protecția angajaților, pentru protecția pacienților, deci pentru a proteja lumea în continuare, pentru că din păcate există persoane cu comportament antisocial, astea nu s-au terminat niciodată, deci hoți și hoațe, așa, care din păcate n-au niciun Dumnezeu și inclusiv într-un spital își permit să intre și să fure de la bolnavi. Fantastic. Și chiar avem o astfel de clientă și îi garantez că o vom prinde.
Și nu are, astfel de persoane n-au ce să caute la în Spitalul Municipal din Dej. Deci, pe această cale chiar vreau să atenționez pacienții, pentru că de foarte multe ori au dat dovadă de o naivitate extremă. Deci persoana respectivă vine cu tupeu, se intră din salon în salon, unde vede un pat liber, se așează pe el, spune că urmează să fie și ea internată, dar că nu și-a adus lucrurile de acasă și așa mai departe, intră în discuție cu paciente sau pacienți și în momentul în care aceștia sunt trimiși la o investigație sau ceva, pur și simplu bagă mâna în poșetă, ia portofelul și pleacă. Fură. Fantastic. Deci, dar sper să putem să... Așadar, atenție mare, să, da? Iată ce se poate întâmpla. Sub pretextul și, că merge... O astfel de persoană, înainte nu aveam cum să știm că există și cum asta. Acum știm că există și este printre noi și la un moment dat va fi prinsă cu ajutorul poliției, bineînțeles. Eu am speranța să putem să o prindem. Ați atenționat și persoanele internate în acest moment în spital? Am atenționat, medicii știu, asistentele știu. Deci, este în această perioadă a fost și este o persoană care, aceasta este modalitatea prin care procedează. Este absolut, nu pot să concepe așa ceva. Deci să mergi, să furi de la un bolnav, să profiți de, în primul rând, de naivitatea omului respectiv și apoi de suferința, de boala lui, că doar nu vine la spital să se distreze. Să treci din așa ceva, să... Da, din păcate sunt printre noi astfel de oameni. Este un astfel de om, poartă numele de hoț, hoață, trebuie prins și să răspundă pentru ceea ce face. Domnule Pandrea, am mai discutat și am mai punctat acest aspect vis-a-vis de tomograf. Da. Sperăm, noi cei care locuim în zonă... Un tomograf computer costă foarte mult. Am discutat și cu domnul primar... Am discutat și cu multe persoane, inclusiv la Cluj, am trimis inclusiv la minister memorii în vederea pentru a putea achiziționa un tomograf. Eu sper ca în cel mai scurt timp să putem să-l avem aici la Dej. Avem unde să-l punem, avem nevoie foarte mare foarte de un tomograf. Mare, da. Da? Am mai spus, în Cluj-Napoca sunt 10, la o populație de 300.000 de locuitori după ultimul recensământ. Deci nu înțeleg de ce nu poate să aibă populația un tomograf aici la 45, 50, 60 de mii, cât cu toate zona pe care dar o deservește. Dar demersurile au fost făcute? Demersurile sunt făcute și litii de cerneală s-au scurs. Bun. Da. Am înțeles, deci, atât, oamenii... Și nu am renunțat la idee și tot va exista un tomograf în curând la Deci. Domnule Pandrea, spuneam că în acest an, chiar în debutul acestei ediții, emisiunea Autoritatea Sumășeană, că în această lună se împlinesc 150 de ani de la înființarea Spitalului Municipal. E o cifră extraordinară, rotundă, frumoasă. Acum sper că oamenii înțeleg ce istorie îndelungată are spitalul și cât de mult a contat în viața orașului și Spitalul Municipal din Dej. Cu vremurile lui, mai proaste, mai bune. Eu acum consider că, știți cum e destul de ciudat vis-a-vis de ceea ce se întâmplă, să spui că acum ne descurcăm și e o perioadă bună a spitalului. Pentru că în rest salariile ne-au scăzut, ne-am împuținat, personal puțin și așa mai departe. Și în ciuda la asta încercăm să supraviețuim și să stăm în slujba sănătății, să stăm în continuare în slujba oamenilor, că practic pentru aia ne-am inventat. Și cum veți marca acest moment? Pentru că este un moment care nu poate fi trecut ușor cu vederea. Vor fi două zile în care o să încercăm să atingem mai multe lucruri. În primul rând, în 24 vor avea loc sesiuni de comunicări științifice. Va fi un simpozion al asistentelor, care este cotat de către OAMMR cu 10 puncte. Pe această cale vreau să rog... poate să participe orice asistentă medicală care are autorizație de liberă practică la acest simpozion. Speakerii vor fi din cadrul spitalului, se vor prezenta lucrări interesante și se vor da 10 credite pentru asistente. Invit pe această cale inclusiv asistentele din Gherla, din satele învecinate, dacă doresc să participe, să ia legătura cu asistenta șefa Zena Mureșan.
cu doamna Zena Mureșan sau la resurse umane cu domnișoara Claudia Damian. Așa. Pentru medici, de asemenea, avem un simpozion pe care l-am acreditat la Colegiul Medicilor. Câțiva medici din spital vor prezenta câteva lucrări interesante, câteva teme interesante. Acest simpozion al medicilor este și el cotat cu 7 credite MC. Noi trimitem invitații tuturor medicilor de familie. Pe această cale, cei care vă recepționează din zonă, dacă doresc, toți medicii pot să vină la fel, să se înscrie la resurse umane, la doamna Claudia Damian. Cursul este gratis, simpozionul este gratis și se primesc 7 puncte. Medicii știu ce sunt acele 7 puncte, la fel și asistentele, contează la formarea profesională și ești obligat într-un anumit an să ai un anumit număr de puncte. Deci, pentru a putea să ai autorizație de liberă practică. Deci, practic, este o educație medicală continuă de care are nevoie și medicul și asistenta. Deci, o formare continuă. Așa, asta facem în prima zi, pe simpozionul asistentelor, pentru că sunt mai multe, va avea loc și mulțumesc pe această cală domnului Pugna la fostul cinematograf Arta și pentru medici vom ține în spital, deci în sala de ședințe a spitalului. Așteptăm, eu invit pe toată lumea pe această cale și sper să participe. Apoi, ziua a doua, în 25, practic va fi o zi oficială cu oficialitățile. Cu fast, așa mai. Așa, la care vom invita primarul, viceprimarul, conducerea oficialitățile, exact, da, oficialitățile din nou ăsta, plus cele din Cluj, conducerea casei de asigurări, conducerea Direcției de Sănătate Publică. Așa. Și atunci va fi o prezentare a spitalului și se vor mâna diplome de onoare unor medici pensionari care au slujit ani mulți la Spitalul Municipal din Dej și care sunt aici în Dej și care mai trăiesc, pentru că pot să-i numeri pe degete, practic. Așa, îi vom invita și le vom înmâna câte o diplomă de onoare, niște plăcuțe aniversare se vor da, iar la câteva oficialități o placă aniversară va fi dezvelită la intrarea, sfințită și dezvelită la intrarea în spital și, cum v-am zis, sper să putem să tăiem așa în mare viteză panglica la compartimentul de recuperare și la secția de terapie intensivă, iar din lunea aceea să le dăm drumul, să punem pacienții pe paturi și la treabă. Domnule Pandrea, mult succes și putere de muncă dumneavoastră și celor care mulțumesc frumos. Lucrează în Spitalul Municipal Dej. Vă mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune. Dacă aveți un mesaj pentru cei care ne-au urmărit, pentru telespectatorii Someș TV, acum pe final de întâlnire. Le transmit multă sănătate și încă o dată să aibă încredere că noi la Spitalul Municipal din Dej lucrăm pentru dânsii. Suntem în slujba dânșilor. Mulțumesc tare mult, aici punem punct. Sunt Ioana Jeler, vă dau întâlnire săptămâna viitoare când vor debuta la Someș TV emisiunile dedicate campaniei electorale. O seară frumoasă, la revedere!